ziua și bine v-am găsit. Văd foarte mult potențial în această sală și mă gândeam acum că Vrancea are un istoric foarte mare de tineri foarte valoroși și pe Ștefan cel Mare și-a pus și el baza tinerii din Vrancea și cred că aici este un potențial foarte mare. Și vă felicit, în primul rând, că ați ales să investiți în viitorul vostru, ați ales să învățați ceva care să rămână alături de voi în viitoarea voastră carieră și să reușiți să vă dezvoltați. Programul Generația Tech asta face. Vrem să vă punem alături de oportunități care să vă dea șansele să învățați programare, să învățați skill-uri de digital marketing, web design, project management, skill-uri de viitor care vă vor pune în situații cu siguranță la viitoarele voastre locuri de muncă, să vă antrenați. Și este un program pe care noi îl facem de mulți ani, în mai multe regiuni și vă alăturați unei mari comunități din această țară. Și vreau să vă spun că tradiția noastră este să începem cu un eveniment în care să ne cunoaștem, să ne apropiem, dar în același timp să vă și prezentăm ce am făcut și să vă arătăm echipa din spate, pentru că acest program s-a făcut cu foarte mare eforturi și cu foarte multă implicare din rândul multor parteneri care au văzut și au crezut în viziunea noastră și în viitorul vostru. Și aș vrea să vă povestesc așa puțin că am început anul trecut, cred că în ianuarie anul trecut, primele discuții aici la Vrancea și echipa domnului președinte și echipa Consiliului Județean a fost foarte, foarte implicată în tot procesul ăsta și foarte multe discuții de a identifica oportunități pentru voi în tot județul și în toate instituțiile, astfel încât să creăm mai mult decât un program, să creăm un ecosistem în care an de an se vor forma aici, la Vrancea, tineri în skill, cu skill-uri digitale și cu skill-uri de programare. Este o oportunitate foarte mare pentru noi și pentru voi și aș vrea să dau cuvântul domnului președinte să ne spuneți cum vedeți viitorul tinerilor din Vrancea. Da, mulțumesc mult. Acum toată lumea se gândește, hai că încep și să vorbească puțin. Eu vreau să facem altceva. În primul rând să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre și participați la acest program. Recunosc că sunt puțin invidios pentru că la vârsta voastră, n-aș vrea să spun că pe vremea mea, hai să spun că la vârsta voastră nu am avut șansa asta. Eu consider că este o șansă, este o oportunitate atât pentru voi cât și pentru familiile voastre, să știți, pentru că vreți, nu vreți, ușor, ușor, vă veți face o familie și veți avea alte oportunități decât am avut noi, cei care, cu modestie, aș putea spune, suntem la prezidiu. Fără domnii, că domnii sunt mai tineri, așa, și au alte oportunități. Ați văzut că ei vorbesc de skill-uri, de... Vremea noastră nu era cu așa ceva, era cu tabla, creta, pauza și multe alte lucruri. Nu înseamnă că era rău, că iată, suntem astăzi în fața voastră și vrem să vă ajutăm și vrem să vă îndemnăm să folosiți tehnica și prin acest program care este susținut și de colegul nostru la momentul acesta, sponsor, am putea spune, dar o să-i lăsăm dumnealui plăcerea să ne spună câteva cuvinte, putem spune că Vrancea are viitor. Știți că Vrancea are viitor numai dacă facem apă, stradă și canal. Vrancea nu are viitor doar dacă facem școli, grădinițe și nu are cine să le sufletească. M-aș bucura ca prin efortul acesta pe care îl faceți voi, este și din partea voastră un efort, dar este o bucurie pentru noi să vă știm aproape, să aveți și răspunsul, feedback-ul pe care îl așteptăm noi și anume, prin ceea ce învățați în urma acestui curs, să folosiți puțin și pentru Vrancea. Toți de aici au buletin? Da. Carte de identitate. Vedeți, deja vorbesc în trecut. Aveți cu carte de identitate. Ce scrie pe buletinul vostru? Pe lângă nume vă scrie România și Vrancea. Este foarte important să țineți minte aceste două lucruri, pentru că vă vor însoți peste tot. Ele nu se vor schimba. Voi vă veți schimba, sub o formă sau altă. Dar să țineți minte de aceste locuri și aceste nume, pentru că vă și reprezintă. Și de aceea, în urma acestor cursuri, acestor deprinderi pe care o să le aveți, faceți ceva și pentru Vrancea. Eu m-aș bucura mult și cred că bucuria, succesul
unui astfel de program este să dați și voi din partea voastră ceva pentru Vrancea. Acum vă întrebați cine ar vrea să se spună, ce se dă mâna. Dacă știți să faceți aceste programe sau ce va fi, ce depinde veți avea pe partea de IT, cu siguranță, măcar unul de aici, va aduce ceva pentru județul Vrancea, sub o formă sau altă. Nu vreau eu să vă dau idei, pentru că sunt convins că sunteți plini de idei. Dar, înainte de a continua, pentru că așa e frumos și este o regulă nescrisă, se face și prezentarea, adică turul mesei. Chiar dacă păreți mulți, sunteți extrem de importanți pentru noi și aș vrea doar să vă spuneți numele și școala de unde proveniți. Atât. Dacă vreți să mai spuneți și alte lucruri, vedeți, nu înjurați, da? În rest, puteți să spuneți orice, pentru că vă este, până la o anumită vârstă, vă este iertat tot, după care s-ar putea să vă doriți să disertați. Eu vă doresc mult succes, felicit organizatorii și, în primul rând, vă mulțumesc în mod personal domnului Răzmeriță, pentru că să știți că e foarte greu ca un om de afaceri să fie convins, mai ales în zilele noastre, de o administrație publică să dea bani. Dumneavoastră consider că n-a dat bani, consider că a investit. Pentru că eu când mă refer la județul Vrancea, vă spun, nu mă refer numai la apă, stradă și canal, mă refer la factorul uman, la voi. Voi de aici nu puteți fără noi. Dar nici noi, vrea să fie, nu putem fără voi. Această relație, dacă merge în continuare, avem succes. Succesul nostru depinde de viitorul vostru. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult, sper că nu v-am plictisit. Dacă v-am plictisit, pot continua. Dar haideți să facem turul mesei, după care o să-l rog pe domnul Răzmeriță să ne spună câteva cuvinte și apoi promitem că vă lăsăm. Vă lăsăm să vă vedeți de treabă și ne vedem când terminați, da? Mulțumesc foarte mult! Hai să începem. Cu tupeu. Numele meu este Mironica Mircea și învăț la liceul numărul 3 pe filologie, pe copilul filologie. Și am făcut filologie, uite ce am ales. Și s-au văzut. Ați zis că sunt în microfon. Și la ce trebuie? La ce trebuie? Ce vrei să învăț? La ce trebuie? Digital marketing. Super. Și vreau să-mi dezvolt skill-urile, după cum ați spus și dumneavoastră. Să fac ceva interesant cu ajutorul lor. Super tare, te rog. Bună ziua! Bună salut! Sunt Alexandru Scurcu. Învăț la liceul tehnic Edvard Nicolau. Eu propun matematică informatică. Sunt pe track digital marketing. Da? Am multe emoții. Ești foarte ok, e foarte bine. Felicitări. Și acum o să ofer acest microfon colegului meu. Am rugămintea la voi, pentru că sunteți câțiva aici, să facem în așa fel încât să folosim tehnica, adică să împărțim și timpul. Nu mai mult de jumătate de minut. Vedeți, deja vă impun. Nu luați ca o impunere, luați ca un exercițiu. Și pentru voi vă ajută foarte mult să vă exprimați și să vedeți ce înseamnă să vorbești în public. Și eu vă recomand să vorbiți cât mai des. Bună ziua, mă cheamă Rădulescu Alex, sunt la Colegiul Tehnic Edvard Nicolau. Sunt foarte încântat că particip la acest proiect. Sunt pe digital marketing și chiar mi se pare un proiect super frumos și avem ce învăța pentru viitor. Vă rog să-ți iei microfonul mai jos, nu foarte aproape de gură, că alții se auzele. Salut, eu sunt Popescu Marian, învăț la liceul tehnic Gheorghe Asahi, sunt pe gastronomie, nu are nicio legătură cu digital marketing, dar sperăm să vă zic că mai multe aici. Salut, mă numesc Teodorae George și provin de la Colegiul Economic Mihai Cobelinceanu și sunt pe trecul de digital marketing și sunt extrem de curios de ce o să pot învăța aici. Bună ziua, sunt Sergiu Ionuț, să învăț la Liceul Economic Mihai Cobelinceanu, profil economic și sunt la digital marketing. O să vină foarte mult cu trecul de liceul. Mă numesc Scutaru Ramona Elena, sunt la Liceul de Arte pe Muzică și totodată colaborez cu un salon din oraș pe care
îl administrez oarecum, adică mă ocup de paginile Insta, Facebook și TikTok și de aceea am ales digital marketing. Foarte, foarte bine, bravo! Bună ziua, sunt Vasile Toiu, masteram la drept și ordine publică filiala Focșani, fac Universitatea Cuza din Iași. Spre web design, sunt și fotograf, mai multe la arhiv și am spus că le pot îmbina destul de bine. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Peter George, sunt la colegiul Cuza, sunt pe profe biochimie și sunt la treacuri de web design. Bună ziua tuturor! Sunt Radu Alexandra, de la Colegiul Național Lumire din Focșani. Mă bucur foarte mult să văd un număr atât de mare și sper să ne cunoaștem din ce în ce mai bine și să învățăm foarte multe lucruri împreună. Salut! Eu sunt Alex Marcu, de la Colegiul Național Lumire din Focșani. M-am înscris pe Digital Marketing și sper să facem multe lucruri faine împreună. Bună ziua, mă numesc Hidrăceanu Iulia, m-am înscris pe web design și sunt la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza. Bună ziua, sunt Leșoanca, de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Madinfu, și m-am înscris pe web development. Bună ziua, sunt Dumitru Denisa, eleva Colegiului Alexandru Ioan Cuza, profil Madinfu și am ales digital marketing. Bună, mă numesc Mazăre Elena, provin de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Focșani. Sunt foarte încântată să vă văd într-un număr extrem de mare și sunt încântată ca să întâlnesc și alți colegi de la Design Web. Mă numesc Ionus Plicop, sunt de la liceul Alexandru Ioan Cuza. Sunt pe track-ul dezvoltare web. Sunt încântată să vă văd în număr mare. Și sunt pasionat de tehnologii care țin de dezvoltare web. Bună ziua, mă numesc Dragomir Mihai Andrei, sunt de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, profil matematică informatică și sunt de trecul de Java. Mă gândeam că zic și toată. Bună ziua, sunt Dumitru Valentin, Colegiul Tehnic Sergiu Nicolau. Și nu mai nimic de bună ziua, mă numesc Lorena Șana Maria, sunt de la Colegiul Național din Bota din Azur și la profilul Matinfo și abia aștept să vă cunosc. Sunt de trecul web design. Bună ziua, mă numesc Mihai Ștefania și sunt de la Colegiul Național Miru Bota din Azur și m-am înscris la trecul de design și de web development. Bună ziua, numele meu este Andreea Zup, sunt de la Colegiul Național Pedagogic Schiu Haret și m-am înscris la web development. Bună ziua, sunt Denisa Panaite și sunt elevă la Colegiul Național Pedagogic pe profil științe sociale și am ales track-ul de web design. Sper să facem o treabă bună pe română și să ne revedem cu o franja dezvoltată. Oh, nu vă zic bună ziua, vă zic salut, pentru că sunteți mulți deodată cu mine. Sunt de la liceul Simeon Nehe din Svidra, pe profil economic, iar m-am profilat track-ul pe care m-am ales, este Web Development. Bravo! Bună ziua, mă numesc Otaro Marius, învăț la Colegiul Tehnic în Mănicorau și m-am înscris la track-ul Web Development. Abia aștept să avansez în acest trei și să văd cât mai multe lucruri practice. Salutare tuturor, mă numesc Lazar Sebastian, sunt elev la Liceul Tehnic Edmond Nicolau și m-am înscris la trecul web development. Bună ziua, sunt Olescu Alexandru, sunt la Liceul 6 a Buto și sunt pe web design. Vă zic frumoase și vă doresc succes la tuturor. Salut, sunt Nicola Cristian, colegiul Auto Traian Voia și sunt pe web design. Bună ziua, mă numesc Doia Ion Gabriel, sunt elev la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, la profilul matematică informatică. Track-ul ales este Full Stack JavaScript și îmi doresc să am experiență cât mai faină. Bună ziua tuturor, mă numesc Dragoș Dragu, învăț la Liceul Pedagogic Sfântul Halep. Am ales track-ul de project management și sper să învăț mai multe. Vă mulțumesc din partea tuturor, presupun, pentru oportunitatea oferită din partea Consiliului Județean, din partea mediului de afaceri
din partea generației a trei și cred că, da, voi se întoarce faptul bun oferită, în limit, a spune, și vă mulțumim de oportunitate. Ești bun de politică. Bună ziua, sunt Leica Bogdan de la Liceul Economic Mihail Bogălicianu, pe profil Comet. Particip la track-ul Full-Stack JavaScript, unde sper să-mi pot dezvolta complet abilitățile. Bună ziua, mă numesc Patru Ștefăneu, studiez la Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia. Am ales digital marketing și sper să ne atingem cu toții țelurile și să ne vedem sănătoși. Salutare, mă numesc Gabriel Chisnel Pătruț, vin de la Liceul Simeon Mehe din Spidra, sunt pe track-ul Web Development și aștept să ne creăm anumite lucruri. Salutare, numele meu este Chitacu Petrică, sunt la track-ul de Java și până acum părerea despre acest proiect este una foarte bună, iar trecuți de aroare, toți cei de aici. Salut, eu sunt Adrian, sunt înscris la track-ul de Web Development. Mi-a plăcut, aveți prăjituri la intrare, sală, microfoane, chestii. Bună ziua, mă numesc Gheba Ionuț Cristian, m-am înscris la track-ul Digital Marketing, vă mulțumesc pentru șansa oferită. Bună ziua, mă numesc Mareș Valentin, sunt elev al Liceului Simeon Mehe din Svidra și am participat la acest proiect. Doresc ca și restul majorității să-mi fac un viitor cât mai bun. Salut, mă numesc Tiberiu Plaz și învăț la Liceul Unirea și m-am înscris la Digital Marketing. Bună ziua, mă numesc Târc Andrei Mihai, vin de la Colegiul Economic Mihai Bogălicianu. Îmi place foarte mult să îmi exploatez creativitatea și de aceea am ales cursul de web design. Bună ziua, mă numesc Denisa Mircea, învăț la Colegiul Economic Mihai Bogălicianu Focșani și m-am înscris la track-ul de Digital Marketing. Și sper să fie o experiență cât mai frumoasă și, de asemenea, să-mi dezvolt cât mai multe abilități. Bună ziua, mă numesc Gătin Cătălin, învăț la Școala Specială Sanitară Hipocrate și sunt înscris pe track-ul Digital Marketing. Bună ziua, mă numesc Bădreu Alexandru, sunt de la Liceul Simeon Mehe din Svidra, pe profilul Matinfo. Am înscris la track-ul de Digital Marketing și vreau să urmez o carieră care să presupună aceste skill-uri. Bună ziua, numele meu este Matei Murgia, sunt elev la Liceul de Arte Gheorghe Tătărescu și m-am înscris pe Digital Marketing. Bună ziua, mă numesc Andrei Mihai, sunt de la Liceul Unirea și m-am înscris la dezvoltare web. Bună ziua, sunt Gurăbiana și m-am înscris pe web. Bună ziua, sunt Valentin Tiger de la Colegiul Unirea și m-am înscris pe track-ul de web design. Bună ziua, sunt Lăscan Adrian de la Liceul Simeon Mehe din Svidra și m-am înscris pe track-ul de Digital Marketing. Bună ziua, mă numesc Mona Gabriela, sunt la Liceul Emil Botta Ajut și m-am înscris la web design. Bună ziua, mă numesc Ciuban Ana Maria și sunt la Colegiul Național Emil Botta Matinfo și m-am înscris la web design. Bună ziua, sunt Denisa de la Liceul 2 și m-am înscris pe web design. Bună ziua, sunt Ana Serena de la Colegiul Național Unirea și m-am înscris pe dezvoltare. Bună ziua, sunt Inca Maria, sunt de la Colegiul Național Alexandru Ioan Buza și m-am înscris la web design. Bună ziua, mă numesc Dobrănuț Cătălin, sunt la trecut de Digital Marketing, sunt elevat la Liceului de Arte Gheorghe Tătărescu la actorie și pe lângă actorie mai sunt pasionat de tot ce constă în tehnologie. Bună ziua, mă numesc Potop Iulian. Sunt de la Colegiul Tehnic Ion Mincu și m-am înscris pe programul Java și ulterior, la vreo 30 și ceva de ani, îmi doresc să investesc într-o afacere din Brancea sau chiar să-mi fac una. Bună ziua, sunt Dragnea Roxana, sunt învățătoare și m-am înscris pe Web Development. Bună ziua, mă numesc Lucu Iulia, sunt elevul la Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret, pe profil de filologie și m-am înscris la track-ul de web design.
Bună ziua, sunt Grigore Costică, de liceul de arte Gheorghe Tătărescu, pe profilul de arhitectură. M-am înscris pe treburi de World Design și am ales World Design ca un plan B în viitor. Bună, sunt proiectul Mihai, m-am înscris la dracu de web design ca să am o a doua șansă de viitor pentru că sunt plictisit. Sunt Alexandru și sunt la programul deja vă. Bună, mă numesc Modrogean Demisa, sunt la liceul Colegiul Național Unire și m-am înscris pe Java. Bună, numele meu este Oana, de la Colegiul Național Unirea, m-am înscris pe dracu de Java. Bună, numele meu este Gârlean Maris Laurențiu, sunt de la Liceul Jurez Luisa Fresco Dobești și m-am înscris pe Digital Marketing. Bravo, Dobești, bravo! Salutare, mă numesc Mocanu Gena, sunt manager în retailer și m-am înscris pe partea de project management. Bună ziua, numele meu este Rudaru Gerdeana Mihaela, m-am înscris pe web design și sunt de la Liceul Ion Mic. Bună ziua, sunt Vladu Emi, sunt de la Liceul 6 și m-am înscris pe web design. Bună ziua, mă numesc Viola Alexandra, sunt de la Colegiul Național Mira și m-am înscris pe web development. Bună ziua, sunt Rătănescu Anelia, sunt de la Liceul Cruza și m-am înscris pe web development. Înțeleg că am epuizat nume și prenume, nu? Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut curaj, unii chiar aveți și talent. Am zis de o Dobești bravo pentru că încă mai sunt cadavul didactic acolo, știți că știu cum spuneți la profesor voi. Și mă gândesc așa, acum vreau să am. Deci doar, cum te cheamă pe tine la Dobești? Te-am pus bine, acum toată lumea o să uit la tine, îți dai seama. Bun, haideți să-i dăm cuvântul și domnului Răzmeriță, care cu siguranță va avea ceva să ne transmite, vă rog, domnul. Trebuie să recunosc că nu am experiență de vorbit la microfon și să fiți îngăduitor cu mine. Recunosc că nu total dezinteresat am făcut să fie posibil acest proiect, în sensul că în intimitatea mea sper ca măcar o parte dintre voi să se întoarcă în Vrancea, pe care o iubesc ca pe propria mea casă. Și atunci, când am auzit, când am aflat despre acest proiect, în foarte puține minute, să zic așa, mi-a deschis orizontul și am înțeles imediat că există o investiție pe care nimeni n-a abordat-o în voi tineri. Și eu am 4 copii, unii dintre ei sunt de vârsta voastră, și am parcurs împreună cu ei toate etapele copilăriei, adolescenței. N-am auzit niciodată, vorbindu-se în mediul copiilor, despre astfel de proiecte și mie mi s-a părut foarte interesantă ideea și nu m-a interesat cât costă. Am vrut să se deruleze acest proiect. Am încredere că va veni vremea în care câțiva dintre voi se vor întoarce și vor spune: eu am fost acolo, în sala aceea. Ar fi o închidere a cercului mândriei proprii și personale, pe care o simt acum, că am convingerea că am făcut un lucru foarte bun. N-am făcut asta pentru a mi se aduce recunoștință, am făcut-o pentru că așa am simțit, cred în ceea ce spun acum, sunt convins că după încheierea acestui proiect vor fi și altele, iar acest proiect va fi, de fapt, pilotul celor care vor urma. Eu aș vrea să
ne vedem peste ceva vreme și să putem să lucrăm împreună cu o parte din voi, pentru că așa ne arată viața acum, că fără digitalizare nu mai putem să respirăm aproape. Așa că eu personal vă doresc foarte, foarte mult succes. Din suflet vă transmit lucrul acesta și să auzim de bine. Mulțumim mult și încă o dată, până la urmă, orice persoană care este interesată de viitor se gândește și la copil. Chiar vă felicit că aveți 4 copii, abia fac față la unul. Da, cine știe, Dumnezeu e mare, poate mai urmează și alții. Acum predăm ștafeta organizatorilor și cu drag, dacă aveți întrebări, nu incomode, vă rog, profitați de prezența noastră. Dacă vreți anumite detalii sau aspecte, profitați de experiența lor. Mulțumesc mult și aveți succes cu toți! Mulțumim foarte mult! Noi ne vom restrânge puțin așa pe grupurile, track-urilor voastre. Vom avea câteva activități să ne și cunoaștem între noi. Deci va fi o activitate de grup și rămâne să intrăm într-un cadru mult mai relaxat. Adică vom... Scăpați de noi! La revedere! Sunteți la ore acum? Nu! Vezi, am greșit. Trebuia să punem în timpul orelor. Aveau și... Nu sunt, nu?